Primele numere de înmatriculare verzi au fost eliberate deja în România. În cazul mașinilor deja înmatriculate care respectă criteriile de acordare a numerelor verzi, acestea vor putea fi preschimbate la cerere. La nivelul Consiliului Local al Municipiului Drobeta, Turnul Severin, prin hotărâre de Consiliu, noi am stabilit în plus ca și autovehiculele hibride, de asemenea să beneficieze de o scutire de 100% la taxele și impozite locale. Este important, din punctul nostru de vedere, să sprijinim cât putem de mult să avem un mediu curat, să avem un mediu nepoluant. Pe viitor ne gândim și la alte modalități care țin de primăria municipiului Drobeta, Turnul Severin, de a acorda facilități pentru toate autovehicule electrice, dar și hibride, care sunt înmatriculate pe raza municipiului Drobeta, Turnul Severin. Numărul deținătorilor de autovehicule electrice și hibride din municipiul Drobeta, Turnul Severin a crescut față de anul trecut. În 2021 erau aproximativ 200 de mașini electrice și hibrid pe raza municipiului.